Albert Oprea, mesaj emoționant pentru Maria Chițu. Ce i-a spus înainte să plece de la Survivor? Ai ales să te îndepărtezi. Ce i-a transmis Albert Oprea Mariei Chițu, după eliminarea de la Survivor România 2021? Albert Oprea a fost eliminat de la Survivor România 2021, duminică seara, 4 iulie. Războinicul a izbucnit în lacrimi atunci când și-a auzit numele. Cel mai mare vis al lui era să ajungă până în marea finală. Cu lacrimi în ochi, Albert Oprea și-a luat adio de la fiecare concurent în parte. El s-a bucurat să facă parte din acest concurs și că i-a cunoscut pe ceilalți războinici și pe faimoși. Atunci când a ajuns la Maria Chițu, războinicul a mărturisit că îi pare rău că s-a îndepărtat de el. La venirea blondinei în competiție au apărut zvonuri că între cei doi începea să se elege o relație amoroasă. Maria, când ai venit în competiție, în primele zile, te vedeam dintr-un alt film, puțin copilă. După am văzut ce abilități sportive ai, la ce performanță poți să ajungi. Șederea ta aici m-a bucurat din ce în ce mai mult și eu ți-o zic sincer, mie mi-a părut rău când tu ai ales să te îndepărtezi de mine. Nu eu am făcut asta și o știi foarte bine. Tu cu Adelina ați crezut că am avut ceva cu voi, nu am avut treaba asta. Nu o să îți port ură, îți promit treaba asta. Îți doresc tot binele din lume de acum încolo, să ajungi unde ți-ai propus, i-a transmis Albert Oprea colegei sale. Albert Oprea, în lacrimi după eliminarea de la Survivor România 2021. După prima săptămână de jocuri individuale de la Survivor România, deznodământul a fost unul nefericit pentru Albert Oprea. Războinicul a părăsit competiția din Republica Dominicană. Am venit aici cu gândul de a câștiga și a ajunge în finală. Regretele pe care vai le-am spus sunt și singurele, pentru că știam că se ajunge la momentul ăsta să părăsesc competiția și nu-mi doream deloc. Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce m-a putut. Nu am avut nicio secundă gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei. Îi predau ștafeta lui Andrei.
L-am considerat cel mai bun din echipa noastră. Plec cu multe amintiri frumoase și o ultimă amintire pe care mi-a oferit-o Zani. A fost foarte frumos gestul pe care l-a făcut pentru mine.